Salutare lume, bine ați revenit la un nou videoclip cu achiziții din piața de vechituri. M-a adunat ceva console weekendul ăsta, o să vi le arăt pe fiecare în parte, da, și ceva jocuri, controller, un Kinect, o să le vedeți pe toate pe rând dacă urmăriți acest videoclip. Na bun, voi începe cu chestiile astea mai plictisitoare. Am luat alimentări. Pentru că nu știi niciodată când se termină și mai ales când tot ai console, tot iei tot una alta, te rămâi fără. Astea au fost 5 lei fiecare, 3, și am luat mai mult special pentru sursa asta de Xbox 360, dar chiar dacă nu potrivește perfect, vedeți că ăsta e cu 3, ăsta e cu 2, e ok și funcționează, chiar dacă nu e cea mai ok chestie să o faci, dar cele cu 2 se găsesc foarte greu. Am găsit una singură și mi-a cerut 15 lei, adică cât am dat pe astea 3, dar funcționează fără probleme. Iar alimentarea asta de Xbox 360 a fost 20 de lei. Accesorii pentru console. Am luat controllerul ăsta de Xbox, nu e oficial, Nacon. Nu știu, încă nu l-am testat, dar arată ok. Nu l-aș fi luat sincer. Aveau destul de multe acolo și la cutie. Ideea e că nu are adaptorul ăla pentru USB. Asta e aici. Da, mai am de ăla. Și ăla l-am luat împreună cu acest Kinect. Nu-i testat încă când fac acest videoclip. Urmează. Dar în general nu prea am avut problemă cu Kinecturile când le-am achiziționat. Pot să fie surprize. Acestea două au fost 50 de lei. Punem aici. Și am mai luat iToy-ul ăsta pentru PlayStation 2, că nici nu l-am curățat. E bine rândul. Acesta a fost 15 lei. Am mai găsit și câteva jocuri. Am luat acest Apex Legends pentru colecție, că e complet cu limba engleză. Acesta a fost 10 lei. Mai luat acest Half-Life 2. Trebuie să-i curăț carcasa. Ăsta a fost 20 de lei, dar spus că cumpăr și la prețul ăla. De la doamna aia tot am mai cumpărat. Bala 10 lei, bala 15 lei, acum au fost 20. Am zis că nu e o problemă. Și CD-ul e cât de cât ok, trecurățat. Are o zgârietură acolo, dar sper să nu afecteze. Poate o să am noroc să mi le și repar unele dintre ele, chiar dacă mai trebuie să dau vreo 15 lei pe reparatul de CD-uri, dacă se pot face, și bineînțeles la jocurile care merită. Și am mai luat 3 jocuri pentru Xbox 360. Sacred 3, First Edition, complet, sau nu-i complet, a, nu-i complet. Dar oricum astea nu le-am luat pe... Ba, îi dai mai subțire. Ba, nu. Poate azi mă hotărăsc dacă e complet sau nu. Eu sunt limba germană, copertă manuală, astea nu prea mă interesează, dar CD-urile chiar îs țiplă. Așa,
un Final Fantasy. Asta are toate CD-urile țiplă, ăsta e cu manual. Se simte că e mai greu. Dar, din nou, limba germană. Jocurile nu e nicio problemă cu ele, chiar mi-s setat pe limba engleză și automat au fost toate în engleză. Da, o să vedeți și pe acest videoclip. Așa. Nu știu dacă să mai scos CD-urile, dar arată super bine, e pe 3 CD-uri. Da. Era super, era un engleză pe partea asta. Un Forza Motorsport 4. Tot așa cu un manual. Eu nu cred că e manual ăsta, ce de garanție sau nu știu. Nu mai am nicio versiune, cred că, să verific. Da, iară tot așa. CD-ul e super bine. Cam astea au fost jocurile. Astea 3 au fost fiecare 10 lei. 20. 10. O să continui cu partea de console și cu asta voi și încheia videoclipul cu această parte. Am luat așa două console Sony, este a PlayStation 2 Slim. Le-am testat, dar nu am avut noroc cu ele. Și nici nu mai știu care cât a fost. Unul a fost 35 de lei, unul 40. Da, aveau și un joc în interior, una dintre ele, aia de 35 de lei, da, acum nu mai știu care îi. Eu cred că s-a același model, 77004, da, e același model, nu citește niciuna CD-urile, jocurile. Da, ăsta e riscul când le cumperi. Ele chiar arată destul de bine. Da, eu mă aștept timpul să fie surprize de gen, așa că nu e o mare problemă. Na, bun. Am mai luat și DSi-ul ăsta. L-am luat fără baterie, fără căpăcel. Mă gândeam că n-a să-i comande pe AliExpress o baterie, un capac, să-l fac să arate ok. Dar m-am pus și am testat și proprietarul anterior s-a gândit că e bine să vedeți căpăcelul ăsta de plastic. Da, bun. El s-a gândit că e bine să-l bage în slotul de card și nu știam de ce când băgam jocul înăuntru mi-l tot scotea înapoi și evident că asta o afecta pinii. Acum stă că l-am scos, că e pus la loc, dar nu mai citește casetuța. Da, ăstea se pot și moda. Aș putea să-l modez, dar nu știu cât se merită. Să-l modez, să-i cumpăr căpăcelul, să-i cumpăr o baterie nouă, că am folosit-o de la acesta. De-aia e bine să ai tot timpul cât e o consolă, să poți testa altele. Da, bun. Ecranul are ceva zgârieturi, dar nu afectează. Ăsta a fost 15 lei. S-a meritat. Mai găsit unul similar, aceeași culoare. Mă gândeam că o să-l iau pe ăla și o să folosesc bateria și capacul, dar ăla era rupt aici, tot ruginit, și mi-a cerut și 100 de lei pe el. Atunci n-am făcut nimic. E mai ieftin să-mi comand separat baterie și
carcasă de aia ca să o schimb. Efectiv, ultima consolă cumpărată pe ziua respectivă la Pont, mi-a spus cineva de ea că vroiam să plec acasă și nu a fost ieftină, ca să nu credeți că am dat 50 sau 100 de lei pe ea. Dar acum nu am avut niciun PS Vita în colecție, am zis că îl iau. E și modat. Chiar merge super bine. Și uite, cu asta mi-am și lărgit colecția de console. Încă nici nu știu să-l folosesc, că n-am mai avut până acum. Nu știu unde e jocurile. V-am zis că nu știu folosesc încă. Arată ok, bine, are ceva urme de uzură, dar... Na, asta e. Nu poți să ai așteptări să fie țiplă. Cu unele ai surprize că nici nu merg. Dar nu am luat de la cei care aduc cu marfă de pe Germania. Așa, mă. V-am făcut și un demo la ea. Dar nu știu ce sărăcie e animalul ăla de nu moare. Poate că nu moare. Na, bine. Asta au fost 380 de lei. Am spus că nu a fost ieftin, dar am acoperit colecția de console cu asta. Mai trebuie să-mi bat capul că trebuie să-mi caut PS Vita. Ar mai rămâne PSP Go. Trebuie să mă uit să văd ce console mai sunt de la Sony, de astea handheld. Și cam ăsta a fost videoclipul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!